ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi facem pulpițe de curcan cu bere, cu sos de bere neagră, dragilor, și garnitură de orez alb. Îl lăsăm alb. Așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele. Eu astăzi o să folosesc 4 pulpițe așa, de curcan, o ceapă, 2 bucăți de praz, 3 morcovi, puțin pătrunjel, 3-4 căței de usturoi, 10-12 alune de pădure, 400 ml de bere neagră, puteți folosi și blondă, nicio problemă. 200 de grame de orez, sare, piper și ulei, dragilor. Pentru început o să pun pulpițele la prăjit pe toate părțile. Punem puțin ulei, l-am încins, dragilor. Și dăm cu sare și piper la pulpițe și le punem la prăjit. S-a încins, dragilor, cât de cât, uleiuțul nostru și punem pulpițele la prăjit, cum am spus, și pe o parte și pe cealaltă. Să apucăm apa, să nu stropim pe aici. Și între timp ne apucăm și tocăm ceapa prazul morcovii. O să mut pe ochiul celălalt și încerc să prăjesc bine pe toate părțile, cum am spus. Pentru că pe ochiul acesta o să pun oala sub presiune, o să pun puțin ulei, 2-3 linguri de ulei și punem la călit ceapa, prazul, morcovul și călim între timp ce pulpițele noastre se prăjesc și pe o parte și pe cealaltă. Pe toate părțile. Am prăjit așa cât de cât pe toate părțile, pulpițele, le punem aici peste legumele, peste ceapă, peste praz. În oală. Iar acum aici, dragii mei, o să punem berea să-i scoatem puțin alcoolul. O lăsăm 2 minute. Cam așa, dragii mei, am scos alcoolul de la bere și acum punem peste pulpițele noastre aici în oală. Punem capacul, dragilor, la oala sub presiune și din momentul când începe să scoată vaporul, îi dăm 8-9 minute. Dragilor, între timp ce oala noastră fierbe, punem un pic de ulei în crăticioara asta, o punem pe foc, punem un grăunte de usturoi,
și adăugăm orezul. Să se încingă puțin și adăugăm orezul. Punem orezul, dragilor. Am pus. Amestecăm aici bine. Și punem apă. Am avut 200 de grame de orez. Punem dublu, adică 400. Și eu pun astăzi 100 în plus, adică 500 de mililitri de apă. Așa, praf de sare, o lingurică de sare, așa, și lăsăm să fiarbă. Dragilor, a scos vaporul, așa că putem să deschidem oala și să scoatem acum artănașele care prezintă așa. Așa, dragii mei. Le scoatem aici pentru că o să triturez. Ceapa morcovul, să le punem în... Așa. Și acum luăm un roboțel și triturăm ușor. Cam așa, dragii mei. A fiert și orezuțul. Ia uitați-le. A secat de tot. Așa că oprim focul. Dragilor, acum o să iau artănașele mele și o să le pun într-o crăticioară și o să torn peste ele sosulețul. Așa. Dragii mei, știți cum miroase aici? Un deliciu culinar. Ia uitați. Iar acum, dragii mei, mă ocup de usturoi pe care îl pisăm cu alunițele. Cu puțină sare groasă de data asta și pisăm fărmăm prima oară să nu sară pe aici peste tot, ușor, cu grijă. Punem și 2, 3, 4 frunze frunzulițe de pătrunjel și mărunțim aici bine. Am terminat, dragilor. Așa trebuie să prezinte. Acum îl luăm și îl punem peste preparatul nostru. Așa. Peste tot. Și ca să ne asigurăm că a pătruns bine peste tot, o să dau, o să întorc
Și pe partea cealaltă. Artenașele. Așa mă asigur că s-a îmbibat aici bine. Usturoiul. Așa, dragii mei. Miroase nebunie. Nu ne rămâne decât să servim o porțiuță și să vedem, dragii mei, cum prezintă preparatul nostru. Să luăm așa o pulpiță cu puțin sosuleț, așa pe deasupra. Și cu puțin orez. Dragii mei, un preparat super, super gustos și foarte ușor de realizat. Dragii mei, sper să vă fie de folos rețeta, să vă placă și să îmi spuneți părerile voastre în mesajele voastre. Până la următoarea rețetă, eu vă urez numai bine și multă sănătate! La revedere!